Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au identificat în aceste zile două persoane care au abandonat la începutul lunii iunie, pe timp de noapte, mai mulți saci cu molos și alte resturi din construcții provenite de la amenajările interioare efectuate la un imobil de pe strada Preier din Timișoara. Cei în cauza au fost identificați fiind sancționați cu câte 30.000 de de lei fiecare, cu măsură complementară de a ridica deșeurile depozitate la intersecția străzilor Mangalia cu Platanilor. O a treia persoană care a abandonat deșeuri tot pe timp de noapte la intersecția străzilor Grof Orianu cu Romulus a fost identificată de polițiștii locali și sancționată cu 30.000 de lei. O altă persoană care a fost depistată abandonând resturi la o rampă de sub podul din calea șagului a fost sancționată cu 1.000 de lei. Poliția locală Timișoara atrage atenția că va acționa în continuare pentru eradicarea acestui fenomen și că va aplica sancțiuni drastice celor care încalcă legislația în vigoare. Doar în luna iunie polițiștii locali au aplicat pe linie de mediu un număr de 55 de sancțiuni.